Suntem la un moment de binecuvântare, prălești cu care putem să mai vorbim încă o dată, cine știe pentru a câta oară despre familie, mai putem învăța. Cuvântul Dumnezeu este deschis, el are resurse nelimitate și a avut întotdeauna. Această dimineață aș vrea să mă uit împreună cu dumneavoastră la galeria eroilor. Credinței. Și anume la Evrei 11. E un capitol frumos, e un capitol poetic, e un capitol plin de profunzime. Puține pasaje din Biblie îmi stârnesc emoții așa cum îmi stârnește Evrei 11. E ceva special între toate cuvintele lui Dumnezeu inspirate de Duhul Sfânt. Ai impresia că vezi un tablou mare. Cu mulți oameni celebri din perspectiva credinței, giganții credinței. Însă, atât în predica mea până acum, cât și în general, limbajul pe care noi îl folosim cu privire la eroi este unul în exclusivitate masculin. Bărbați ai credinței, eroi ai credinței. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut că în Evrei 11 sunt și femei. Există eroine, ale credinței, chiar în Evrei 11. Nu doar în peisajul larg al scripturilor, chiar în acest capitol există câteva femei. Tocmai de aceea, în această dimineață, vreau să vorbesc despre galeria eroinelor credinței. Atunci când eram copil, îmi plăcea să mă uit pe poze și să urmăresc anumite persoane. Era în holul bunicilor mei o poză de la congresul cultului, cu mulți ani în urmă, cred că la împlinirea 50 de ani. Și era o plăcere pentru mine să urmăresc într-un mare tablou cu zeci de oameni, poate sute, să-l găsesc pe bunicul meu. Să găsesc pe un păstor cunoscut. La o nuntă, da, o poză mare cu familii, te uiți și cauți pe cineva, o, oh, uite-l pe cutare. Exact reacția asta o ai când te uiți pe tabloul acesta al credinței și Îți dai seama că apare o femeie. oh, apare Sara. Versetul 11. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Când te uiți așa, fără să te uiți cu atenție, ai impresia că sunt numai bărbați aici și din toată pui de ce spui, stai, uite aici în colțul pozei, Apare o femeie. Te uiți mai atent și îți dai seama că mai apare una în colțul celălalt. Versetul 23 se vorbește de niște părinți. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Aici nu e doar credința unui tată, aici e o poză apare și Iochebed, încă o femeie. Dacă te uiți mai atent, mai jos, ești chiar uimit lângă Avram, lângă Moise, în versetul 30 și 1, apare Rahav. Sunt un pic strânjenit că în galeria Eloi, când galeria Eloilor, când ți-a apărut și Rahav, îți vine să te scarpi în vârful capului și să-i doamne, dar nu puteai să nu opui, mai ales că Biblia e foarte plastică și spune prin credință n-a pierit curva Rahav, așa scrie. Îi spune și meseria. N-a pierit împreună cu cei răzvrătiți pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Uite că în galeria asta apare și Rahav, o femeie cu un statut social aparte, Asta ne spune că poți să fii un om al credinței, indiferent de început, indiferent de eșecurile de, pe de, de parcursul vieții, poți să ajungi prin pocăință, un om al credinței. Din această femeie ratată, Dumnezeu face o eroină a credinței care apare în Evrei 11. Ce onoare pentru ea! Ce uimire pentru noi și ce surpriză plăcută că Dumnezeu reface vieți și credința poate să-ți viața oricând, indiferent de trecutul tău. Tu poți să devii un om sau o femeie a credinței. Și mai există un pasaj, un al patrulea pasaj, versetul 35, unde nu apare un nume, dar ne vorbește despre femei la plural. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care le se dădea și au fost chinuiți. Iată, patru instanțe în care, în Evrei 11, apar și femeile. De aceea, în această dimineață, am o predică pentru surori și zic Dumnezeu să binecuvinteze toate femeile din Biserica noastră. Nu e o predică pentru mame. Știu că de foarte multe ori folosim sinonimul acesta pentru că e mai emoțional, mai mioritic. Nu toate femeile sunt mame. Nu toate s-au căsătorit. E un pasaj care vorbește despre credința femeilor în general, ca gen. Vreau să observăm ceva, dragii mei, că aceste patru referințe din Evrei 11 Vorbesc despre patru domenii în care credința trebuie să aducă rod în viața unei femei. Sunt cele patru domenii importante, cele mai importante, în care o femeie trebuie să slujească. Scriptura e categorică și în Iacov și în alte părți, credința fără rod. E moartă. Credința fără fapte e nulă, se anulează, se autodistruge. Ea, de fapt, nu există, e o teorie, e, o, e o, o fel de hologramă, e ceva care doar pare să fie, dar nu e. De aceea, cuvântul este foarte clar. Apar patru posturi în care femeile au manifestat credință. Ne uităm la Sara, ea este soția lui Avram, nu este mamă. În primul rând, găsim în Evrei 11 femeia în postura de soție și manifestarea credinței în relația conjugală. Pentru că, da, credința trebuie să se vadă întâi și întâi în relația conjugală. O găsim pe Iochebed în postura de mamă, femeia în postura de mamă și cum credința unei femei s-a manifestat în relația cu copilul. Relația de mamă-fiu o găsim pe Rahav femeia în postura de gazdă. Femeia în postură de gazdă, adică lucrarea de ospitalitate. Credința trebuie să o rodească și aici. Și găsim la final femeile, la plural, fără nume, deși se poate deduce cam despre cine ar fi vorba, pentru că se referă la Vechiul Testament și cu siguranță Sunamita este cuprins aici, că și -a primit înapoi copilul înviat, nu sunt multe cazuri în Biblie ca să ne încurcăm prea tare, și spune că femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Găsim aici credința manifestată în lucrarea supranaturală, învieri din morți, bazate pe credința unor femei. Patru domenii în care se manifestă credința și credința trebuie să rodească în aceste domenii în viața oricărei femei. Cu siguranță, nu toate patru sunt pentru toate. Vom vedea la sfârșit observație în sensul acesta. Vreau să plecăm de la următoarea premisă. Este foarte important, stimate surori, să păstrăm în echilibru aceste patru domenii. Succesul este prioritizarea corectă și echilibrul între cele patru. Eu cred că scriptura le ia în ordine descrescătoare și cea mai importantă e prima, apoi a doua. Vom vedea, e importantă prioritizarea corectă și echilibrul dintre ele. Nimeni nu este scutit. Nu e ca și cum ne-am specializat pe una din cele patru chemări. Credința ar trebui să rodească, dacă este posibil din punct de vedere social, dacă ești căsătorită, bineînțeles, să rodească în toate cele patru domeniile. Așa cum roada Duhului nu este doar dragoste, așa apoi pacea, ci e toată și dragoste și pace și înfrânare, tot așa Dumnezeu vrea ca a noastră credință, credința ta, dragă soră, să aducă rod în toate cele patru domenii. Le luăm pe rând, avem câteva observații la fiecare. Biblia spune că Sara a avut și ea credință, prin credință și Sara. Îmi place expresia aceasta. Prin credință și Sara. Sunt femei care se bazează pe credința soțului. El e preot, el să se roage, el să postească, eu o femeia aia care îl urmează, el știe, el are relația lui cu Dumnezeu, important e ca eu ca femeie să ascult. Nu cred că este suficient. Biblia nu încurajează, o astfel de abordare. Eu cred din Scripturi că femeia trebuie, soția trebuie să aibă relația ei cu Dumnezeu. Prin credință și nevasta. Stimată soră, trebuie să ai credința ta personală în Dumnezeu. Trebuie să ai experiențele tale cu Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu într-un mod intim și personal. Nu te baza pe faptul că ai un soț credincios. Dumnezeu vrea să-L cunoști și tu pe El într-un mod personal. Pentru că până la urmă, dincolo de căsătoria aceasta care este atât de intimă, o unire pe care nu putem înțelege și explica nici filozofic, nici teologic, cum adică doi oameni devin un singur, totuși, mântuirea e personală. Și Dumnezeu vrea ca și tu. Ca și Sara, să ai credința ta și experiențele tale cu Dumnezeu. Prin credință și Sara. Și aici găsim o femeie fără copii. Repet, nu e mamă, nu e mama, Pentru că foarte mult predicăm de mame. Vorbim de soția care are credință. Știm din relația, știm din textul scripturii că Dumnezeu a vorbit mult cu Avram. Nu știm să fi vorbit doar cu Sara să-i fi promis ei copii. Măcar că știm că biologic, de obicei, femeile își doresc mai mult copii, totuși Biblia nu spune că ea și-ar fi dorit copii. Biblia spune că Avram să luptă cu Dumnezeu și vrea copii. Doamne, mor, n-am copii. El vorbește lucrurile astea în Biblie. Și totuși văd femeia aceasta care are încredere în promisiunea lui Dumnezeu pentru soțul ei. Există o instanță în care și ea este prezentă când Dumnezeu promite. Însă nu o găsim doar pe ea ca având o promisiune a ei personală. Într-un fel văd aici o femeie care crede că ceea ce Dumnezeu a vorbit soțul ei se va împlini. Crede că dorința soțului este bună și se roagă pentru această dorință și așteaptă. Cred că totuși, dacă aș fi fost eu, Sara, un pic m-aș fi gândit, mă, dar Avrame, tu chiar crezi că la vârsta asta? Înțeleg că ți-o vorbit Dumnezeu ție, că ești profet, că vorbești cu Dumnezeu direct, dar tu nu vezi ce vârstă avem? Ar fi putut să-l discrediteze. Să spună, bărbat, e îmbătrânit, îți dorești prea mult, e un efect psihologic și să-l disprețuiască. Sara spune cuvântul că a crezut promisiunea lui Dumnezeu pentru soțul ei și implicit pentru familia lor. Prin credință Sara cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. Slăviți să fie Domnul! Biblia spune că femeia asta a conceput prin credință. A primit putere să conceapă, să zămislească, datorită credinței în credincioșia lui Dumnezeu, care ce promite împlinește, mări să fie numele. Iată credința manifestată în relația de cuplu, fără să existe copii. Dragii mei, este foarte important să se vadă rodul credinței în relația de soț și soție. A fi soție, dragilor, nu e doar un statut, e o slujbă. A fi soție Spun, poate unii nu sunt de acord, este cea mai mare slujbă dată unei femei. Nu există nicio bază biblică că slujba de mamă este mai înaltă decât cea de soție, din potrivă. Relația dintre soț și soție este prima din punct de vedere temporal, este fundament al relației cu copiii și este pe viață. Relația cu copiii este pentru o vreme, ei pleacă și își formează familii. Relația dintre tine și soțul tău este o relație pentru viață, până la moarte. De aceea este mai importantă decât cealaltă. Măcar că nu e atât de importantă prioritizarea aceasta, pentru că amândouă au rolul lor, totuși e important să sublinez asta, pentru că sunt femei care neglijează relația cu soțul datorită copiilor. Aici e problema, de asemenea, nu găsim în Biblie nicăieri spunându-se că între copii și părinți există o unitate indestructibilă, se vor face un singur trup. Între soț și soție este o relație mai intimă și care durează mai mult. Este o relație în care cei doi devin un singur trup. Nu uitați, stimate surori, pe loc întâi îi soțul, nu bebelașul, nu studentul la facultate. Asta este aplicația la care vreau să ajung. Cred că secretul fericirii este aici, să știi să păstrezi echilibrul între relația cu copiii și relația cu soțul. Pentru cele care au copii, este important că atunci când apar copiii, dragilor, să nu vă neglijați soții. Atenție! Pare nobilă treaba asta. Vai, mă sfârm! Dacă îți neglijezi soțul, tu de fapt neglijezi prima ta slujbă. Cea mai importantă slujbă este slujba de a fi soție. Din păcate există soții care își neglizează soții atunci când apar copii și găsim în Sfânta Scriptură un avertisment în această privire. Este o predică de familie. Spune cuvântul acolo, în 1 Corinten 7 cu 5, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soție. Există o datorie, nu e opțional decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi spune că să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Dar ce mei, n-am găsit nicăieri în Biblie că ar fi o excepție numită copiii. Îmi neglijez soțul pentru copii. Doar postul și rugăciunea este singura excepție. Singura excepție. Vai, am mulți copii, sunt obosită, nu pot, n-am timp, Biblia nu prevede așa ceva. Oricât de nobil pare, este o chestiune umană, dar nu biblică. La conferința de familie aici, numai cu doi ani, mi-amintesc de un caz care ne-a uimit pe toți, în care un frate cu 13 copii, mi-amintesc bine detaliile, a căzut în păcatul curviei. Și păstorul, fiind cel care a discutat cu persoana respectivă, ne-a spus tuturor că l-a întrebat șocat cum s-a putut întâmpla. Tu, om serios, cu 13 copii. Spunea, frate, copii mulți, soția nu s-a îngrijit nici pe sine, nu s-a îngrijit nici de mine și uite, am căzut. Dragii mei, oricât de mulți copii ne dă Dumnezeu, soțul rămâne pe primul loc. De sigur, sunt tot felul de manifestări, dacă e să vorbim de practică, sunt familii în care soțul și soția nu mai au camera lor. Sunt foarte practici și aplicativi, pentru că nu are rost să vorbim de lucruri interesante și pe lângă subiect. Noi știm foarte bine să pedepsim curvia în Biserica Pentecostală dar nu prea o prevenim. Ar trebui să le spunem soților că nu e normal să doarmă în două camere diferite. Că nu e normal ca străinii să invadeze dormitorul lor copilul are camera lui, nu e normal să doarmă cu părinții decât până la o vârstă. Știu că astea sunt lucruri normale și sunt printre noi. Și unii zic, pe dar ce trebuie să le spunem pe asta? Da, le spunem pentru că după ce îi bombă atomică, nu mai poți face nimic. Când lucrurile au luat o raznă, nu mai poți face nimic. Și cea mai urâtă manifestare a acestei separări este plecarea soțului în altă țară. Este ceva atât de normal în mediul evanghelic, încât nici nu mai reacționăm. Dar oameni buni, când ne spun că divorțează, e târziu. Acum ar trebui să le spunem că nu e normal să plece soțul trei luni în Anglia ca să aibă copilul iPhone 14. Soția într-o țară și soțul în alta. Și se întâmplă printre noi. Și stau cu lunile și stau cu anii. Slujba cea din tâi, nu vă supărați, dragi surori, este slujba de soție. Soțul tău nu este furnizor de euro. Soțul tău nu este tatăl copiilor. Nu e important să bea Adidas, Nike și să ai iPhone 14. E important să-ți fie soțul acasă. Și din păcate sunt sigur, sunt convins că unele își trimit soții. Nu că pleacă ei, îi trimit, domne, nu avem bani, du-te. Eu știu că sunt excepții, o în viață, ți-ai făcut o casă, ai plecat o lună, dar unii au făcut din asta un mod de viață. Predicam la nunți desi și doar pomenesc întreacă, spune cuvântul în Efeseni, în capitolul 5, legat de dragoste și de familie. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Este prima ta slujbă, dragă soră, drag frate, să te dai pe tine. Ea are nevoie de tine, el are nevoie de tine, dragă soră, nu de banii tăi. În numele Domnului vă spunem, ar trebui să corectați și chiar cred că biserica ar trebui să pedepsească astfel de situație. E târziu să excluzi când divorțează. Când doi oameni trăiesc în două țări diferite, sunt ca și divorțați. Biblia spune că n-ai voie să te lipsești de partener decât pentru post și rugăciune. Nu zice că pentru copii, nu zice că pentru bani, nu zice că pentru casă. Frații mei, este sau nu este Biblia căpătâiul învățăturilor noastre? Este o cultură acum a plecatului, dar Biblia nu dezleagă lucrul acesta. Domnul să ne binecuvinteze. Vedem mai departe, Iochebed, femeia în postura de mamă. Credința manifestată în relația cu copiii. Zice cuvântul aici, prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui, când s-a născut pentru că vedea că era frumos copilul și nu s-au lăsat, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Găsim aici o familie care trăiește într-un moment dificil al istoriei. În momentul în care se naște Moise, în Egipt, Putem spune categoric că domnea cultura morții, propaganda uciderii. Se știa când au făcut copilul că dacă se naște băiat, îl omoară. O cultura morții, o propaganda a fricii, a amenințării, toți băieții trebuiau omorâți. Și -o spune că aici, prin credință, nu s-au lăsat înspăimântați. Văd credința mamei, Iochebed, manifestându-se în două feluri aici. Unul implicit, altul explicit în text. Într-o cultură a morții în care știi că îți omoară copilul, nu s-a lăsat înspăimântată și l-a primit. Dar primul gest de credință a fost să primească un copil într-o vreme în care domnea cultura morții și aveai șanse 50% să ți-l omoare, dacă era băiat. Dragii mei, și noi trăim într-o astfel de cultură, o cultură a morții, ziarele și mentalul secular vuiesc peste tot în mass media că suntem într-o mare criză economică, că resursele pământului nu ne mai ajung și respirăm din aer filozofia aceasta în școli, de la televizor, și fără să ne dăm seama, dacă nu predicăm și cu toate că predicăm, se vede influența filozofiei lumii asupra familiei creștine contemporane. Pentru că, repet, cultura e atât de impregnată în tot ce se mișcă, în discuțiile cu colegi, oh, vai, dar cum ai trei copii, așa un aer de superioritate, de dispreț chiar, și vrând nevrând te jignește, se decimează acea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne încurajează să avem copii, iată o femeie care își dovedește credința prin faptul că sfidează cultura morții. Ignoră, ignoră filozofia Imperiului și nu se lasă înspăimântată și primește un copil. Dragi surori, aici se vede credința unei femei. Aș vrea să spun că se vede în vindecarea bolnavilor întâi sau în învierea morților. Dar până la urmă, dragi aici se vede câtă credință avem în Dumnezeu. Primim sau nu primim de la Dumnezeu copii? E una dintre marile slujbe date femeii, aceea de mamă, alături de cea de soție. Slujba de mamă, o slujbă nobilă. Și astăzi avem aici o mamă și un tată, care aduc copii, un copil la binecuvântare. Și biserica sărbătorește și biserica vorbește despre asta pentru că noi credem că este important să ne îndeplinim datoria de părinte pe acest pământ. În vremurile noastre, dragii mei, într-adevăr este o luptă a credinței să primești copii. Văd cu câte se luptă părinții tineri. Aceeași amenințare de atunci și azi, cu ce o să-l cresc. Nu avem bani? Dragii mei, copiii nu se fac în funcție de câți bani ai. Asta spune lumea. Dacă faci copii în funcție de câți bani ai, aia nu-i credință, aia e socoteală. Copiii se primesc prin credință și apoi Dumnezeu le dă și pâine. Asta e ordinea în Scripturi. Credința și apoi vine realitatea vizibilă cu ochii. Dacă ne uităm la bani. Asta e socoteala multor familii tinere. De ce să-l fac să meargă în lume? Uite câte e drogă, uite câte amenințări. Din nou, amenințarea asta spirituală, oprimarea asta. Însă părintele de astăzi, Iochebed, ne învață că nu s-a lăsat înspăimântată și prin credință a primit un copil. Da, nașterea unui copil este manifestarea credinței în viața unei femei, care, da, trece prin niște dureri, e un proces greoi, dar nașterea unui copil este rodul credinței. Și, ca de obicei, cred că asta este pastorația, până la dragii mei, sunt dator să spun familiilor tinere că n-am cum să nu fiu îngrijorat când văd trendul acesta social și am spus-o și o repet cât voi fi slujitor, Există o criză demografică care bate la ușa bisericii penticostale. Noi vrem să scoată Dumnezeu proroci. De unde? Din arhangeli? Dumnezeu face proroci din copiii pe care îi naște dumneata. Noi vrem să scoată Dumnezeu păstori, să scoată cântăreți, să scoată Dumnezeu evangeliști. Dar Dumnezeu scoate, cheamă evangeliști din copiii pe care îi naștem noi. Nu s-a întâmplat niciodată evangeliști să fie îngeri sau prorocii să fie ceva arhangheli. Nu vom avea slujitori, vom avea criză puternică. Sunt multe biserici istorice sau mai vechi decât noi, chiar evanghelice, care au o mare criză. Eram într-o biserică zilele trecute și la tineret erau câțiva copii acolo, câțiva tineri. O ieșit în față o mână de oameni. Într-o biserică ieșit să școală duminicală să cânte și întâmplător era și mama mea pe acolo, zic, mă, a mea e mai mult ca toată biserica. Dacă îi chem pe toți cu nurori, sunt mai mulți decât copiii unei biserici mari, de oraș. Suntem datori ca păstor să predicăm oameni buni. Este decizia dumneavoastră, chiar dacă am ajustat retorica și nu amenințăm cu iadul, suntem dator să vă spunem că Biblia a rămas aceeași și Dumnezeu fericește pe cei care doresc să aibă copii. Ba chiar Biblia fericește pe cei care doresc să aibă copii? Mulți! E îngrijorător că trece un an, doi, cinci și familia tânără din biserica noastră nu are copii. Și poate. Și sunt îndator să vă spunem că nu e în regulă cu credința acestei familii. Pentru că dacă unii părinți își neglijează partenerul, da, se negligează între ei pentru copii, există și filozofia cealaltă, extrem mai altă. Săraca soția mea își distruge corpul, durerile nașterii, și de dragul ei, zic unii bărbați, nu facem copii că ne este milă de partener. Oameni buni, asta nu e dragoste. Dragostea normală, biblică, se manifestă prin procreere, până la urmă, este cuvântul lui Dumnezeu care ne cere ca din iubirea doi soți, sănătoși, normali, să se nască și Copii. Altfel nu e o dragoste normală. E anormal să treacă atâția ani de la nuntă și să fiți tot voi doi. Pentru că nu vreți. E egoism nedeclarat. Că nu vă întreabă nimeni de ce nu aveți. Dar e îngrijorător că nu aveți. Pentru că Biblia e categorică, copiii se fac la tinerețe, e recomandarea scripturii și nu cum ne învață cultura după ce te-ai așezat în carieră la 40 de ani. Asta e Biblia. Și când trec anii și nu apare niciun copil, cred că suntem datori să vă spunem, dragi tineri, ceva nu este în regulă. Credința în Dumnezeu se manifestă prin nașterea copiilor. Și prin asta. Acolo când vorbește Apostolul Pavel, în Timotei capitolul 4, acel text foarte controversat, știu că aveți emoții când deschid aici, pentru că s-au spus multe erezii legat de versetul acesta, totuși ea, adică femeia, va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Cu siguranță cuvântul amântui aici nu are sens soteriologic, adică nu credem că o femeie păgână prin naștere devine mântuită, nu cred că o musulmancă, având 10 copii va fi mântuită prin naștere. Suntem mântuiți prin Hristos, prin jertfa Lui. Aici multe lucruri s-au denaturat prin faptul că nu s-a înțeles cuvântul a mântui. Oricum, nu vreau să intru în exegez acestui text, vreau să spun că cu siguranță Pavel se referă exact la ce spuneam aici, la slujba, una din slujbele importante ale femeii. Pentru că mântuirea nu poate fi separată de slujire. Slujirea primordial, aș putea spune, a femeii, lângă slujirea de soție, este cea de mamă. Femeia are chemarea de a fi slujitoare prin creșterea copiilor. E slujba ta, soră dragă. E chemarea ta. Înainte de orice altă slujbă în biserică, ești chemată să fii mamă. Și cuvântul ne spune că este dat ca slujbă femeii să aibă copii pe care să-i crească, spune acolo Pavel în Timotei, în frică de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze toate mamele. Și spun ca o paranteză, Dumnezeu încurajează chiar familia cu mulți copii. E adevărat că percepția asta se schimbă, ce înseamnă mulți. Pe vremea părinților mei, mulți însemnau 10-12. În generația noastră, la deci mulți înseamnă 4-5. Știu că într-o situație, fratele Vasile Moloce era în Australia, un frate bătrân, proroc din Calafindești, un om interesant în felul în care slujește și cineva l-a întrebat, frate Vasile, mai aveți familii cu copii mulți la voi în Cala Bătrânul s-a gândit, a făcut o socoteală, zice, mă, este unul Gheorghiță lângă poștă, are 18. Mai este unul Ion, zice, lângă gare, are 16. Zice, în rest, așa, dă ăștia cu 80. Nu prea, povesteau frații, au râs și ei și pentru un om de 70-80 de ani, mulți înseamnă 18, ei hey, pentru noi, mulți înseamnă 6, până și percepția, trendul în ce privește mulți s-a schimbat. De aceea eu doresc ca Domnul să binecuvinteze mamele, chiar dacă suntem atenți cu subiectul acesta, frații mei, cred că păstorului este dator să spună lucrurile astea, sunt situații care ridică semne de întrebare. De ce atâta egoism? De ce ne este frică? Iată cuvântul Domnului spune că trebuie să fim încurajați și să nu ne temem. Și eu mă bucur ori de câte ori familia aduc copii la binecuvântare. Chiar dacă trendul nu mai este ca altă dată și în generația mea, în biserica noastră, nu avem mai mulți de șase. Avem o familie cu șase, câteva cu cinci, mai multe cu patru. Mă bucur și de familiile astea și doresc Domnul să le binecuvinteze. Biblia spune că ăsta e gestul credinței. Fiecare copil primit este o binecuvântare și o declarație de credință că tu crezi că Dumnezeu va purta de grijă familia tale și acolo trebuie să se manifeste credința unei femei. Mai departe găsim, mai pe scurt, manifestarea credinței în slujirea aceasta în ce privește ospitalitatea. Rahav este femeia despre care Biblia spune că e gazdă, atâta tot. Spune cuvântul că ea, tot prin credință, n-a pierit pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. N-aș vrea să credeți că aici e vorba de ceva supranatural. Că Rahab ar fi avut vreo vedenie, nu era o femeie spirituală. Că ar fi știut ea că evreii vor omorâ și dacă o fi auzit ea ceva zvonuri de prin piața publică, nu cred că ăsta e motivul. Biblia spune că ea n-a pierit pentru un singur motiv, pentru că i-a primit cu bună voință. Tindem să credem că aici a fost o înștiințare, ceva supranatural, dar n-a fost. Ea i-a primit pentru că era ospitalieră. Și uite cum ospitalitatea a salvat viața unei femei. Și Dumnezeu numește gestul primirii de oaspeți aici un gest de credință. Și ne învață cuvântul lui Dumnezeu astăzi și învață în mod special toate surorile, toate femeile, că Dumnezeu cheamă în mod special femeia, pe lângă slujba de soție, pe lângă slujba de mamă, la slujba ospitalității. Și din nou spun, nu este scutire, femeia modernă nu trebuie să spună, știi ceva, du la hotel, știi ceva, du la restaurant. Predic lucrurile astea pentru că ospitalitatea este în declin printre noi. Nu ne mai invităm unii pe alții la masă. Punem accent pe cum arată casa și mi-au spus în față unii, frate, nu te chem pentru că mi-este rușine, dar n-am venit să fac recepția casei. Nu-s de la primărie, vin să avem părtășie. Sunt oameni care au spus, nu te chem, că mi-e rușine. Mai multă mândrie decât ospitalitate. Mai mult orgoliu că n-avem o casă, wow, și bineînțeles că dacă am avea-o, i-am invitat să le arătăm casa, nu pentru ospitalitate. Dumnezeu ne învață ospitalitatea oamenilor. Pe vremuri se primeau străini în casă, astăzi nu ne primim nici neamurile. Vine socul de la Moldova și -o doarme la motel sau la hotel. Că doamna nu se mai pregătește că doamna e stresată, care are carieră, prea puțin mă interesează, ospitalitatea este o cerință obligatorie a Scripturii. Și Apostolul Petru spune foarte, foarte clar în 1 Petru capitolul 4 cu 9, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Că mai e și hibridul ăsta, primesc, dar comentez. Iar mi a dus pe cap. Iar o trebuie să vină la noi. Dar nu putea să meargă nu știu unde. Sărori dragi, Biblia spune, fiți primitoare fără cârtire. Fără cârtire se primește jertfa. Eu poruncă, fiți primitori, de oaspeți. Și predic lucrurile acestea pentru că îmi doresc ca Dumnezeu să trezească din nou acest dar și să-l înflăcărăm. Asta e motivul pentru care nu am vrut să duc frații la restaurant la evangelizare, Ca să mai dezvoltăm un pic darul ospitalității, dragii mei. Pentru că nu mai avem când. Musafirii dorm la hotel, mănâncă la restaurant și da, biserica are cu ce să le plătească mâncarea și somnul. Dar cum rămâne cu ospitalitatea? Acea relație personală, acea părtășie de la masă despre care Biblia vorbește, mai ales într-o biserică mare de sute de oameni, noi nu putem să zidim foarte mult părtășia aici. În sensul relațional. De aceea vă sfătuiesc, mai invitați-vă unii pe alții. Mai stați de vorbă. Dezvoltați darul ospitalității. Și nu doar persoanele importante, ci chiar pe cele mai sărace. Pentru că există tendința asta, când e vorba de evangeliști, cred că ar fi fost codă. Pentru fratele Virgil, pentru fratele Mihaiță, dacă aș fi spus în plen, cred că erau zece care ar fi vrut să ia. Dar și când e vorba de oameni săraci primire de oaspeți și ospitalitate și când e vorba de imigranți, și când e vorba de refugiați, și când e vorba de oameni fără adăpost, Dumnezeu ne învață ospitalitatea. Mi amintesc de o situație în care fratele nostru Simionuc, cunoscut de dumneavoastră, a fost și pe aici, a mers undeva la o familie, fratele fiind lucrător, a spus unui copil, du-te cu fratele Simionuc acasă, spune la maică ta să-l culce în camera cu tare că vin și eu mai târziu, mai am de discutat cu frații. Copilul mers cu fratele Simeonu ca acasă, femeia că l-a văzut așa îmbrăcat rău, s-o gândi că e un cerșetor. Așa era un pic ghebos, mititel de statură, îmbrăcat cu cojocul acela, cum îmbla el îmbrăcat, portul acela național. Femeia s-a ce caută și cerșetor ăsta, bărbatul meu chiar nu se gândește și ne trimite aici cerșetori acasă. L-au văzut, l-au pus undeva într-o cameră mai era pe jos. Nu a aici, frate. Pun sol, când a venit soțul, a zis, mă, dar unde e fratele Simionu? Pe care Simionu? Păi l-am trimis cu copilul. Aoleu, zice, eu n-am știu cine, l-am pus să doarmă acolo. Vai, zice, du-te, cheamă-l, pune-l în pat, pe cum? Păi e fratele Simionu, că e slujitorul Domnului. Și sora a zis, frate Simionu, iartă, mă uite, n-am știu cine, m-am gândit că ești ceva cerșetor. Și te-am pus aici jos, hai, în pat, și iartă-mă, că nu mi-am dat seama. O zice, frate Simionu, de aici nu mă duc, că tu de aici îți plătuca de aici de jos. Așa mai tratat cum ai crezut. Dumnezeu ne cheamă să fim ospitalieri și cu cei săraci, pentru că eu sunt invitat în familie, dar sunt persoane care nu sunt invitate niciodată. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la ospitalitate. Stimate surori, nu contează ce mâncăm. Eu văd și la soția mea un stres colosal, că vin musafiri și ce o să zică de mâncare. E importantă părtășia, nu meniul. Asta e ospitalitatea. Ne stresăm prea mult pentru meniu, pentru nu știu ce, decor și ignorăm porunca lui Dumnezeu, să fim ospitalieri cu toată lumea. Domnul să ne binecuvinteze. Și chiar sugerez, dacă sunt persoane care doresc să se implice în mod special în ospitalitate, îmi doresc să facem un grup de WhatsApp, atunci când vin oaspeți, să știu la cine apelez. Vă rog să îmi spuneți lucrul acesta, care sunt familiile care doresc să primească oaspeți când vin de departe, să avem un grup, să putem discuta, pentru că sunt persoane chemate în mod special la lucrarea aceasta. Oricum, mai adaug ceva, chemarea la ospitalitate este importantă și pentru femeia care are copii, și pentru femeia care are soț. Nu cred în super specializări în care eu mă țin numai de una. Și mă gândesc acum la părinții mei, la alți frați mai în vârstă decât mine care au avut copii mulți și mereu au avut oaspeți. Și mă întreb cum de-au putut să aibă 10-12 copii și era casa mereu plină. Povesteam cu fratele Romii, de multe ori apăreau de la gară musafiri pe pusă masă. Bun, și cu toate că erau 14 copii, mai intra și un musafir. De ce femeia tânără e comodă de ce îi se pare inacceptabil că pe lângă 2-3 copii să mai vină un oaspete? Întrebări serioase. Am văzut cu ochii noștri, în casa mea eu am văzut, cum lângă 12 copii, aproape întotdeauna erau și musafiri. Copiii ai altora, veniți la facultate, locuiau permanent cu noi, tot felul de neamuri, musafiri, frați, bogați sau săraci. Dumnezeu n-a zis că dacă ai copii, nu trebuie să dezvolți darul ospitalității. Repet, e important credința să rodească în toate domeniile. Domnul să ne binecuvinteze. Și cu siguranță, ultimul domeniu, găsim aici în Evrei, capitolul 11, un alt domeniu, al patrulea, spuneam, rodire în familie, în relația de cuplu, rodirea credinței în relația de mamă-fiu, mamă-copii, rodirea credinței în ce privește ospitalitatea, care este dată tuturor surorilor, fără excepție, și rodirea în ce privește lucrarea supranaturală. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. N-am găsit nicăieri în Biblie că vreo femeie ar fi făcut învieri din morți. Toate învierile sunt făcute în Scripturi prin bărbați cu daruri. Și totuși Biblia spune că ele au primit morții lor în viață înapoi prin credința lor. Înțeleg că în situațiile legate de învieri din Vechiul Testament, lângă bărbatul cu daruri, a existat o femeie mijlocitoare. Și datorită credinței acelei femei care a crezut că Dumnezeu poate să învieze prin robul său, Ilie, Elisei, Hristos sau oricine altcineva, datorită acelei credințe, Dumnezeu a lucrat. Vedeți cum Dumnezeu scoate în evidență nu doar bărbatul cu daruri, ci și femeia mijlocitoare care a crezut că Dumnezeu poate să învieze. Așa înțeleg eu textul cu Sunamita și Elisei. Eu cred că Evrei 11. Versetul acesta, 35, se referă la Sunamita. În momentul în care copilul tău moare, ce să cauți la Elisei? Să nu vă imaginați că pe vremea aceea când îți murea copilul, chemai păstorul pentru funeralii. În vremea aceea copilul se înfășa într-o pânză de in și se îngropa în aceea zi. Nu era cu slujitor, nu era cu ceremonial. Faptul că femeia aceasta merge la Elisei arată că ea are credință că Dumnezeu va învia copilul prin Elisei. Și aici în acest tablou frumos al credinței. Dumnezeu pune și femeile care au crezut au crezut. Domnul să bine cuvinteze surorile. Dragă Soră, Dumnezeu vrea ca a ta credință să rodească. În ce privește lucrarea supranaturală. Nu doar ospitalitate, e un lucru natural, bun. Nu doar copii, nu doar soție, soț, relația aceasta de conjugală. Dumnezeu vrea ca toate surorile să rodească în ce privește credința în domeniul lucrării supranaturale, așa cum auziți. Nu spirituale, că spirituală e și ospitalitatea, lucrare supranaturală. Iată că în vierele din morți pot să aibă legătură cu credința unei femei. Și găsim aici cu siguranță în pasaje câte vreți, în 1 Corinteni 12 cu 4 și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Biblia ne spune că darurile Duhului Sfânt sunt pentru surori în aceeași măsură ca și pentru frați. Și n-am găsit nicăieri că darul vindecării e doar pentru bărbați. Chiar dacă nu avem un caz în Biblie, în Scripturi nu se spune că darurile sunt împărțite după gen. Din potrivă, spune că sunt date fiecăruia. Asta teologic vorbind, Că n-am întâlnit eu altceva, dar Dumnezeu promite că sfera asta a lucrării supranaturale este deschisă surorilor. Domnul să le binecuvinteze. Și îmi doresc din toată inima Dumnezeu să folosească surorile noastre în această lucrare. Am observat și eu și dumneavoastră, sunt convins că mai degrabă surorile se deschid la lucrarea supranaturală decât bărbații. De aceea le încurajez să folosească darurile dacă ar fi să facem o listă cu bărbații care prorocesc la noi și cu surorile, categoric sunt mai multe surori decât bărbați. Eram marți la stăruință, la Petroșani, și mă uitam așa la stăruitori, M am văzut, întotdeauna surorile pornesc primele. Au o credință, mă uitam la ei, stăruiau, am văzut o fervoare, o dorință mai mare în rândul surorilor. După ce au primit șase surori, s o dezghețat și un bărbat. Și în foarte multe locuri din țară, cam asta e paritatea. Surorile se deschid mult mai mult și mai ușor la lucrarea supranaturală. De aceea le încurajăm. Biserica primară, biserica pentecostală modernă, nu prevede tăcerea absolută a femeii. Asta nu e Biblie, e talibanism. Biblia specifică clar, femeia nu este pentru predicare specific și pentru conduc, funcție de conducere. Dar nu există nici în scripturi ideea tăcerii femeii în slujire. Femeile au prorocit din totdeauna și în Vechiul Testament și în Noul Testament fe fetele lui Filip și prorocița Hulda din Vechiul și și în Biserica Pentecostală, dragi surori, chiar dacă nu predicați, Dumnezeu vă poate folosi prin profeție. Prin vedenii, prin descoperiri, prin darurile Duhului Sfânt. Este o lucrare la care vă încurajăm să participați. Cereți daruri, aveți voie să vorbiți în anumite sfere de slujire. Domnul să vă binecuvinteze. Și îmi doresc ca Dumnezeu să folosească surorile noastre în lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Și iar vorbesc de echilibru înainte ca să închei faptul că ai copii, faptul că ai soți, faptul că ai musafiri, nu te scutește de lucrarea supranaturală. Mi-am cu drag de o vecină de-a mea, pe care o știți mulți, e rudenie, cu unii din biserică, sora Vetuța Haniș, o femeie pe care am admirat-o. Pentru că a crescut opt copii, a primit oaspeți mereu, dar întotdeauna era la dispoziția fraților pentru rugăciune. Dragii mei, există exemple printre noi. Nu înțeleg de ce suntem atât de frustrați ăștia tineri. Ba asta, ba aia. Dacă e asta, nu-i și aia. Dumnezeu vrea să rodești în toate, soră dragă. Uite, o soră cu 8 copii, ori de câte ori mergeam la ea acasă. Eu, sora mea, cu Tărescu, atunci când aveam probleme, sora deschidea o odaie specială, se ruga cu noi, avea lucrări. De când m-am născut, din anii 80 și până când a murit anul trecut, ea a fost profet de cursă lungă, cred că zeci de ani, poate aproape 50, dar cel puțin 40 de ani, i-a slujit ca proroc în biserică, având copii unul după altul. Deci, dragi surori, se poate Haideți să ne descotorțim de sclifoseala asta modernă, că suntem obosite, că nu putem. Alții înaintea noastră au făcut lucrarea lui Dumnezeu supranaturală, pe lângă familie, pe lângă relația cu soțul, pe lângă frumoasa ospitalitate. Domnul să ne binecuvinteze. Vrea Dumnezeu să rodești. Domnul să te binecuvinteze. Am o întrebare acum la final. Cum rămâne cu surorile care nu au copii sau cu cele necăsătorite? să că se ridică întrebarea, cum vor rodi ele în domeniile astea patru concomitent? Cu siguranță există și excepții. Cuvântul din Întincori, din capitolul 7, ne spune atât de clar nouă tuturor că se poate și varianta asta să nu ai copii sau să nu te căsătorești. Și Pavel spune clar, în Întincări, în capitolul 7, versetul 8, spune, celor mensurați și văduvălurile le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Versetul 28, Însă dacă te însori, nu păcătuiești, dar fecioara, dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește, dar ființele acestea vor avea necazuri pământești. Versetul 34. Tot așa, între femeia măritată și femeia necăsătorită, este o, cea măritată este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Biblia în 1 Corinteni, capitolul 7, este clară. Femeia care nu se mărită, Fata care nu se mărită, femeia care nu are copii, este mai disponibilă pentru lucrările celelalte. Și Pavel spune că este un avantaj. Stimate fete, stimate surori, nu e cazul să bocești într-una că nu mai vine prințul. Implică-te în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu poți rodi în relația cu soțul, nu poți avea copii, rodește în lucrarea supranaturală, rodește în ce privește lucrarea socială, a ospitalității. Mi se pare păgubos să stai într-o depresie existențială, să te transformi în victima eternă, plângând și bocind că nu mai vine copilul sau că nu mai vine partenerul. Și sunt persoane necăsătorite sau căsătorite fără copii care sunt atât de paralizate și nu se implică deloc în lucrarea lui Dumnezeu. nu e bine. Pavel ne spune clar, burlăcia, fecioria sau viața fără copii este o binecuvântare pentru implicarea în împărăția lui Dumnezeu. Asta spune Biblia, nu este o pacoste, nu este un blestem, este o oportunitate. Vă rog în numele Domnului, cei care nu sunteți căsătoriți, implicați-vă mai mult. Eu m-am căsătorit în la 32 de ani și chiar mă gândeam și o spuneam și la alții, nici nu văd roștul burlăciei fără misiune. Adică să ce? Să ascult muzică romantică, să aștept să vină Cosânzeana? Să plângi într-una, să mergi pe la psiholog? Păi dacă tot nu te-ai însurat, nu te-ai fă lucrarea! Implică-te la cercul de rugăciune, du-te în misiune. Așa spune Biblia, burlăcia are sens, lipsa partenerului, a copilului are sens dacă te implici mai mult. Este cuvântul Domnului. Spuneam soției mele și am spus-o și aici, o să închei cu asta. Nu sună romantic deloc, i-am spus că și dacă m-aș renaște încă o dată, tot la 32 de ani m-aș însura. Frații mei, a fost o vârstă frumoasă, e frumos căsătorit. Dar burlăcia cu Dumnezeu are sens. Până la 32 de ani l-am slujit pe Dumnezeu mai mult decât acum. Au fost ani plini de rod pentru Domnul. Am făcut un bilanț pentru mine și nu mi-venea să cred cât am realizat până la 32 de ani. Am construit o biserică și un centru misionar în Ucraina. Am construit școală în India. Am construit biserici la plural și case la plural în Nepal. Am ajutat la încreștinarea unui trib de oameni sălbatici care nu purtau haine, omlau dezbrăcați prin junglele din, din, Nepal. Am plătit salariile acestor evangeliști. S-au pocăit cu sutele, poate chiar cu miile. E vorba de tribul Chapang din sudul Nepalului. Am studiat limbi că nici nu știu câte. Am început cu hindi, cu nepali, cu greacă, cu ebraică, rusă, ucraineană, engleză. Am predicat în multe țări, am vizitat zeci de țări, poate către 35-40, nu mi -am amintesc exact, Acum cu soția, fără copii, mă apropii de numărul 50. Și luna viitoare plecăm iar în Africa. Ce dacă nu avem copii? Ne dorim. Dar Biblia spune că este o oportunitate să nu fii căsătorit și să ai copii. Nu e un blestem, este o oportunitate să rodești mai mult în celelalte domenii. Închei, okay, dorim ca Domnul să binecuvinteze surorile. Poate nu este o predică ușor de digerat, dar frații mei nu suntem aici puși să spunem platitudini să repetăm slogane evanghelice. Suntem aici puți, puși să învățăm oamenii. Doresc ca Domnul să trezească mintea sănătoasă și să bine toate surorile, toate mamele și mai ales familia Campan. Amin.